Mănăstirea Zamfira a fost construită în timpul domnitorului Nicolae Mavrocordat între anii 1721 și 1743. Este prima biserică pictată în întregime de marele pictor Nicolae Grigorescu, la vârsta de 18 ani, și este singura executată în frescă. Pictura este acum în pericol. Infiltrațiile din zona turlei au condus la afectarea unei părți a picturii, punând însă în pericol întreaga construcție. În plus, sigrasia a pus stăpânire pe ziduri și se extinde cu repeziciune. Cea mai mare problemă este problema igrasiei care se infiltrează și a afectat deja pictura lui Nicolae Grigorescu. Dorim ca să, cu ajutorul tuturor oamenilor de bună credință, să facem cumva să se soluționeze acest lucru. Nicu Grigorescu, 1850. Nu este singura problemă. Din cauza igrasiei și catapeteasma pictată de Nicolae Grigorescu s-a degradat. Totul necesită ample lucrări de restaurare, iar mănăstirea nu are bani. Noi vom face tot efortul, inclusiv bugetar, pentru ca lucrările lui Grigorescu să rămână așa cum și le-a imaginat Grigorescu și mănăstirea Zamfira să rămână un punct important al operei lui Nicolae Grigorescu. E o lucrare de durată, care nu are cum să fie ieftină și care nu se poate face potrivit legislației în vigoare, având în vedere că mănăstirea și biserica este monument de clasa A, deci de valoare națională și internațională, decât în urma unui proiect de restaurare avizat de Comisia Națională a Monumentelor, a Ministerului Culturii. Avem noi ca mănăstire, nu deținem această sumă, dar nădăjduiesc cu ajutorul lui Dumnezeu și cu ajutorul celor care vor avea inima spre cultură, spre îndreptată, spre Dumnezeu, spre ceea ce înseamnă frumos, să-și unească eforturile. Între timp, oamenii vin să viziteze mănăstirea. Și am înțeles că pictura este în pericol din cauza că acoperișul este compromis, intră apa, ploaia prin el. Ar trebui să... Da, ar trebui să contribuim cu toții la reparația lui. Mănăstirea Zamfira mi se pare destul de frumoasă, păcat de ea că nu este amenajată. Ar trebui să cineva să aibă grijă de așa ceva. Atât pictura murală, cât și icoanele au fost realizate de Nicolae Grigorescu în numai un an și două luni.